Stimați telespectatori, Mihai Pânzaru Pim și Bobby Stroie, împreună cu invitatul nostru de peste mări și țări, Bodi Stenzler. Bodi Stenzler. Stenzler, welcome, shalom. Shalom. Ca să înțeleagă lumea că tu ai revenit acasă unde te-ai născut, din patria ta, Israel, în care locuiești, ești cetățean israelit, ai rude aici, rude mari împărătești din muzică, pentru că emisiunea asta Bobby o va coordona din postura lui de stăpân al bemolilor și becarilor și dieșilor. Și ce să spunem, bine ai venit, și în spatele tău e desenul chiar al nepotului tău, Bertie Barbera, nepoțelul tău, da, little man. Bobiță, ai cuvântul. Mulțumesc. Eu mă retrag în desenele mele. Maestru mi-a predat legătura. Nici nu știu cu ce să încep, cu Rădăuțu, cu povestea de după. Cu Rădăuțu. Rădăuțu, primul rând, aș menționa faptul că există o renaștere imensă pe Facebook. M-am născut în Rădăuț. Pagini. M-am născut în Rădăuț. Imagini vechi din Rădăuț. Inima Bucovinei, enorm. E suficient să scrii la Facebook Rădăuț și vezi câtă nostalgie, cât amintiri, vai, casa aia, fiecare casă descrisă cu... Și am descoperit și câteva persoane sau domnii care au o cunoștință pur și simplu enciclopedii pe două picioare, care știu despre Rădăuț niște amănunte care pur și simplu incredibil. Unul stă la Iași, îl cheamă domnul Constantin, așa ceva. Altul e rădăuțean, care stă în Rădăuț, Ioan Schmidt. Și așa mai departe. Sunt, cum să spun eu, fotografii nemaipomenite lui Sorin Clipa. Asta e actualitatea cu privire retrospectivă. Ai spus de Sorin Clipa, Corneliu Cârdeiu, Corneliu Cârdeia, că el ne-a vândut pontul că tu ești acasă. Da. Și mulțumim lui Cornel. Și eu îi mulțumesc. I-am transmis lui, mi-a spus că ați avut o emisiune fulminantă și emoționantă la Rădăuț. Da, ne-am... Și vă felicit pentru asta. Și iată că ai venit și la noi, ne bucurăm, te vor vedea și, eu mă și mai mulți telespectatori decât te-au văzut la Rădăuț. Că mai ales că e și pe internet. Batem pe două județe, da. Și tindem să batem pe trei. Botoșanu, la ora actuală, este, ne recepționează și o să ne extindem probabil și în Neamț. Deci, continuă-ți povestea, dragă oaspete. Dacă o luăm de la Ștefan cel Mare, atunci, de la 48 încoace, eu sunt născut în 46, deci imediat după război. De ce dată ești născut? 23 februarie. Ești mai mic, ești puști. Cu cât? Cu două zile? O lună și o săptămână. O lună și o săptămână. Te faci de mine. Generația în concluzie, noastră, da. Am crescut, bineînțeles, ca toți cei care s-au născut imediat după război, în majoritatea familiilor și din păcate, sau nu din păcate, trebuie să aduc aminte și Holocaustul. Dacă ați spus la Sparcus, ați spus da, categoric, și din familia mea, dacă au plecat în Transnistria, au fost duși în Transnistria vreo 52 de persoane, bunici și așa mai departe, s-au întors mai puțin de jumătate, la taic meu erau 9 frați, au rămas numai 4, acum nu mai este niciunul. Deci am trăit în cântecele care s-au cântat acolo, în povestirile și nu știu ce, sunt foarte plin cu amintiri care mi le povestea mama sau care mi le povestea tata, care a stat în Vapnearca, el a fost deținut politic și așa mai departe. Ulterior, fiind atât de aprofundat în subiectul ăsta, am fost și în Germania cu o delegație de profesori din Israel. Ne-am întâlnit la Braunschweig cu alți profesori germani, 16 de acolo, 16 de aici, și am avut seminar și discuții și vizite și așa mai departe. 2 ani la rând, tot un capitol foarte interesant din viața mea și până la ora actuală eu mă ocup de treaba asta, mai ales că povestea cu Transnistria este, care a fost supra-denumit lagărul uitat. Și nu mă refer la lagărul uitat în lume sau în România, ci lagărul uitat mai ales în Israel. Și treaba asta m-a făcut pe mine să fiu foarte preocupat ani de zile până în clipa de față
să descoper care sunt cauzele. Ar fi multe de spus. Cauzele uitării. Una din cauzele uitării, care am avut foarte multe polemici cu prieteni, fiind evreu născut în România și trăind până în 75, adică aproape 30 de ani, până la 29 de ani am trăit în România, am terminat școala de muzică la Iași, după aia facultatea 2 ani la Iași, după aia m-am transferat la București, am terminat în 72, ultima promoție cu 5 ani, în urmă cu 2 ani a fost întâlnire cu toată promoția, cu ocazia asta m-am reîntâlnit cu mulți prieteni că anul ăsta, care am trecut pe la ei, inclusiv o să menționez un nume care are legătură directă cu Suceava, că eu înainte de am plecat am lucrat în Suceava, am fost șef de catedră la secția de coarde, așa se spune, ce așa poți să faci. Și așa se cheamă. Coarde. La Ciprian Porumbescu, asociațiile la liceu? La liceu Ciprian Porumbescu, pe vremea respectivă eram un colectiv fenomenal, am lista cu toate cadrele care lucrau la muzică. Erici la pictură în perioada aia? Nu, în perioada aia încă nu era pictură, era muzică, era liceu. Bedrule, care nu de mult a ieșit la pensie, doamna Sfarghe, care era... Spune că... Doamna Sfarghe, Silvia Sfarghe, care era directora școlii, un om excepțional. Domnul Lipovan. Am toată lista, dar nu mai țin minte pe toți, pe de rost. O prietenă foarte bună, doamna Malcinski, care ulterior a fost directoarea școlii. Da, suntem până în momentul de față prieteni foarte buni, ne-am întâlnit de multe ori în anii ăștia. După aia a fost Fănuța, care a fost sora lui doamna Viorica Cortez Guguian. Ei, cum să nu, înaltă, brunetă, da, profesoară de pian. Am fost și am vizitat erau școala. Erau trei surori. Da, ele. Exact. Am fost și am vizitat școala ieri și am intrat în sala de orchestră și dirijorul: vai, domnul profesor, 40 de ani a trecut, eu vă dau tot timpul like-uri pe Facebook. Deci a fost elevul meu la școala de muzică. Și am pus, bineînțeles, pozele pe Facebook, a fost foarte emoționant și m-am întâlnit în comuna Gruiu cu domnul Călin Doboș. Eu îi spun domnul că suntem la televiziune. Da. Dar... Sunteți la Pertu. Da. Mai mult de atât. Și am fost la el în vizită, am vorbit și așa mai departe. Soția lui, care mi-a fost colegă de grupă la Ciprian Porumbescu, doamna Doboș, eu îi spun Coca, a fost timp de 8 ani sau mai mult directoarea radio-cultural și tot ce e legat de treaba asta, ca muziciană, ca... Și așa mai departe. Și revenind, cam deviat, am trecut cu Transnistria, cam atât aș avea de spus. Nu, n-ai voie să uiți niciodată. Asta e categoric. Uitându-ne la conflictul actual... Și poporul evrei, care pentru fiecare membru al societății și al istoriilor, repet, am mai spus-o și o spun, soția mea, Dumnezeu să o odihnească, a vizitat muzeul Holocaustului, de la New York. De la New York. De la Washington. Washington. Și s-a întâlnit cu domnul Radu Ioanid. Și l-a întrebat: domnul Ioanid, de la cât începe a fi considerat Holocaustul? Și el a răspuns perfect: de la 1. Exact. N-ai atins, n-ai așa, dai exact socoteală. Asta spune și domnul Appelfeld. Este, dacă vorbești de 6 milioane, banalizezi. Dar dacă vorbești de biografii personale, e zguduitor. Drama 1 este zguduitor. Cum a fost drama asta cu avioanele, cu avionul doborât? Da. Cum e drama din Fâșia Gaza acum? Drama din Fâșia Gaza e exemplu cel mai bun. Da. Cel mai, cum se spune, mi-a scapă cuvântul, cel mai corect, cel mai îndreptățit război pe care l-a dus vreodată Israelul. Numai azi dimineață, eu stau tot timpul sconectat la toate posturile radio și televiziune din Israel, au pătruns încă două grupe de teroriști prin tunele și noroc că ai noștri au fost pe fază și au reușit să-i lichideze. Că altfel făceau prăpăd într-un chibuț acolo. Doamne, erau pregătiți cu narcotice, cu cătușe, cu toate astea, să ia prizonieri.
au cerut încetarea focului umanitar ca să poată să libereze, să scoată răniții din punctul unde se duc luptele și după două ore pauză, încetarea focului, după ora au început să tragă. Dar toată lumea care e convinsă... deosebirea dintre acești oameni care nu respectă tratate, convenții internaționale și aia care au păsat pe butonul de declanșare a rachetei care a doborât avionul. Nu există nicio deosebire. Deci terorism e terorism, nu? Și ei, ceea ce e cel mai grav, că ei ceea ce fac permanent. Vezi fotografii, un terorist din Gaza, un Hamas, înconjura cu copii, în jurul lui copii. Scutul au înarmat cu vreo 50 de copii sau mai mult cu grenade. Din astea centuri explozie, de diamante. Incredibil ce sunt stare și mai ales cei cel mai asuprit și terorizat sunt populația civilă din Gaza. Fiindcă ei, asta vreau să spun. Păi domne, nu toți sunt. Acum... Deci nu, săracii băia care sunt popor. Care teroriști ăsta care nu sunt așa de mulți, dar sunt înarmați fanatici de către Qatar. Le-au dat enorm de mulți bani cu care au făcut toate tunelele, iar de desubt, sub toate chestiile astea, au câteva nivele de tuneluri și de bunker care stau toți acolo ascunși și lumea, Israelul, 4 zile le-a aruncat manifeste, eliberați teritoriul că vrem să bombardăm. Și n-au plecat din cauza că sunt convinși că în momentul în care o să plece... Îi împușcă ăștia. Nu, le aruncă casele în aer. Vin înapoi, nu mai au casă.